Cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru, căci mi se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, dar nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, ne-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Ocupați locurile. Dragii mei, mă bucur că avem prilejul în seara aceasta să fim o comună la închinare. Mă bucur că Domnul ne dă ocazia aceasta ca să ne cercetăm viața și să ne întrebăm care este starea noastră. Care este starea noastră în așteptarea întâlnirii cu El. În obiectivul bisericii noastre, în perioada aceasta, este vegherea. Vegherea în așteptarea Domnului. Și am realizat că, de fapt, ceea ce așteptăm, ceea ce spunem atunci când vorbim de veghere, este starea aceea de alertă, în care ne asigurăm că în orice moment va fi întâlnirea cu Domnul, El va spune despre noi, veniți bine cu mine. Este starea aceea în care viața noastră, trăirea noastră, nu ne permite să fim surprinși la momentul în care Domnul spune, acum este timpul în care să stai în prezența mea. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am citit pasajul acesta și îl rog pe Dumnezeu că să ne dea. Dar în evaluarea pe care ne facem fiecare în seara aceasta, să putem pleca din locul acesta, venim cu înțelepciune. Aceasta este tema pe care vreau să o avem înaintea noastră. Știu că ați auzit, probabil, atunci când s-a predicat din câinul aceasta despre ce se nevită ulei. Mi s-a întâmplat de mai multe ori că atunci când era vorba despre pasajul acesta, am întâlnit oameni care au spus-o direct sau le-au auzit și șopin, să vedem ce spune fratele ăsta despre ce reprezintă ulei. Dragii mei, unde a fost dezamăgit? Pentru că le-am spus, uleiul în cuiele aceasta reprezintă ceea ce curge din măsline când sunt strobite și strânse într-o gheață. Se folosea combustibil de iluminat. Pentru că au zis, nu frate, spune-ne ce reprezintă acesta. Și aceasta vine din neînțelegerea modului în care funcționează parabolul pe care Iisus le-a folosit. Ceea ce a fost bine seara, am spus ceva despre acest lucru. Motivul pentru care Domnul a folosit parabole a fost ca să-i oblige pe ascultătorii săi să evalueze pe personajele din povestirile acelea, din parabolele acelea. Pentru că aș spune că în noi există obiectivism când e vorba să evaluăm pe alții. Dar pe alții evaluăm cu ușurință. Și spunem,
e bun sau rău. Dar când e vorba de noi, suntem subiectivi. Nu acceptăm că avem nevoie de schimbare, nu acceptăm că avem nevoie de progres în viața noastră. Ni se pare că noi suntem etalonul tuturor lucrurilor. E, cam asta se întâmpla în vremea Domnului. Și am spus bine un exemplu de parabolă și motivul pentru care l-a spus Nathan lui David. Putea să meargă să-i spună păi, criminalul. Că de fapt asta era David. M-a trimis Domnul să-ți spun că fapta ta este un păcat oribil înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cum ar fi reacționat atunci. Ci s-a dus și a spus o poveste. Povestea aceea, în urma căreia David a spus, stai, dacă cineva care avea oi și turme și vite s-a dus și a luat Ierușeaua vecinului său și a sacrificat-o ca să pună masa celui care venea de pe drum, omul ăsta e vrednic de moarte. A făcut-o cu foarte multă ușurință și a făcut-o cu ei. Numai că a urmat mesajul profetului, acela ești tu, cumva. Înțelegeți cum funcționau pilde. Și Domnul le spune parabole pentru că acestea le permiteau să evalueze corect, să privească cu obiectivitate. Dacă citiți în Luca, la capitolul 16, este o parabolă. O parabolă în care Domnul, fiind invitat într-o casă, da, este invitat și cel ce-l invită în casă, atunci când îl primește, îmi cere tare, în Luca 14 este pilda aceasta. Este pilda nunții, invitației la nuntă. Fiind în casa unui fariseu, acesta n-a avut de lucru. S-a ridicat să facă o afirmație. A vrut să arate cât de neprihănit el, probabil. S-a ridicat și a zis, ferice de cine va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Știți cam ce însemna afirmația aceasta? Doamne, motivul cu care trăiesc eu, fericirea vieții mele, obiectivul vieții mele este să fiu la prânzul mesianic, la ospățul mesianic. În eschatologia iudaică, ei gândeau că debutul împărăției la venirea lui Mesia va avea loc cu o cină mesianică. Și în gândul lui și în afirmația lui, el a spus, eu trăiesc pentru asta. Asta este obiectivul meu principal. Noi că avea o problemă. Ei ce făcea afirmația aceasta, Iisus care venise să aducă împărăția, era unul dintre rivalii săi. Și așa că Domnul putea să-i spună simplu ipocritul ăsta Iisus. El știa ce este în inima oamenilor, știm foarte bine, nu trebuia să-i spună nimeni. Putea să-i spună, stai jos, ești un ipocrit. Spui că trăiești pentru asta și tu respingi pe cel care a venit să-ți ceară. Numai că nu știm care a fost reacția. Domnul, în loc să facă așa, s-a oprit și a spus, vreau să spun o poveste. Un împărat, un om bogat, spune aici, în Matei, vedeți că spune împărat. Un om bogat a dat o cină mare. S-a trimis pe robii săi. Să-i cheme pe cei poftiți. Totul este gata, veniți la cină. Numai că cei poftiți au început să se scuze. Și să spună, scuză-mi, te rog. Am vrea, mi-ar place să fim la cina ta, dar mi-am cumpărat un ogor, zice, unul știu să mă să-l văd. Altul mi-am cumpărat 5 perechi de boi, pentru să-i încerc. Altul tot mai m-am însurat, îmi pare rău. Ce credeți că au spus cei ce au auzit această poveste? Vreau să vă spun că nu este ușor să înțelegem, pentru dacă nu înțelegem, ce însemna o invitație la o cină de o asemenea anvergură în vremea aceea? Putea să fie evenimentul unic al vieții unui om. Să fie invitat la o astfel de cină. La o cină regală, numită de Matei. Și în mintea lor, când Domnul le-a spus povestea asta, probabil era gândul și dacă am fi fost pe aproape, poate și șoșoteau între ei, ei, asta era o poveste neadevărată. Un nebun poate să facă așa ceva. Cum să ratezi o invitație? Pentru că te duci să-ți vezi robor. Pe asta poți să o vezi oricând, altă dată. Să ratezi invitația asta că vrei să-ți provezi boli.
Oricând altă dată poți să faci lucrul acesta. Asta este un obiectiv și asta este un eveniment important pe care Tatăl mi se ratează. Și Domnul ne-a spus povestea asta ca știu că ei evaluează și că spun ăștia nebun dacă o fac așa. Dar a făcut-o cu intenția ca ei să le spună voi să vă chemi. Eu am venit să vă chem și voi respingeți chemarea. Matei adaugă la aceasta ceva despre cei care au fost aduși de la răspântile duhurilor, aceștia erau cercetori. Erau oamenii care stăteau și cereau de milă, trecătorii. Și el adaugă și spune tot despre un lucru pe care îl știau foarte bine. Atunci când un împărat făcea nuntă, el avea un obicei. Oferea fiecărui invitat un costum nou, o haină nouă. Cu pretenția ca acesta să fie îmbrăcat la nunta împăratului cu costumul acela și apoi să-l păstreze cadoul de la împărat. Și imaginați-vă ce au gândit ei când au auzit că Domnul le spune că unul dintre cerșetorii aia care n-au avut în viața lor o haină nouă, care puteau zdrențele aruncate de ceilalți. Și Domnul le spune, între ei a fost unul care a refuzat cadoul împăratului. Dacă ați fost aproape, sigur i-au auzit spunând asta chiar că e prea de tot. Nu ne spune povești de-astea, învățătorule, de necrezut. Nu un nebun poate face lucrul acesta. Un cercetător care n-a avut niciodată o haină și se refuză în cadou o haină nouă. Dar asta a fost intenția Domnului. Ca ei să le evalueze, spună, un nebun poate face acest lucru. Dar apoi să le spună, voi sunteți nechipniți acest. Eu am venit să vă ofer haina, neprionirea cu care puteți să stați la masa mea, la scoțul acela și voi o refuzați. Cam așa funcționau pildele. De data aceasta Domnul vorbește despre starea lor în așteptarea împărăției. Pentru că pretindeau că sunt în așteptarea împărăției. Pretindeau că sunt în vederea aceea ca să nu piardă din vedere când va veni împăratul, când va veni împărăția. Și Domnul le spune parabola aceasta cu intenția să le evalueze pe fecioare. Nu unde vrem. Pe fecioare. Și dacă noi vom putea desluși în ce a constat înțelepciunea celor 10 fecioare, care au s-au mâncurat la muncă, avem cheia interpretării corecte acestui film. De ce au fost înțelepte? Sau ce le-a caracterizat înțelepciunea celor 10 fecioare? V-ați întrebat când Doamne, dacă asta a fost înțelepte și asta a fost nechipzuite, la finalul unei astfel de mesaj, noi ar trebui să ne întrebăm, fără a vă simți jigniți de mesajul meu, dacă sunteți înțelepți sau nechipzuiți. Sau ce vrem să fim plecând de aici? Înțelepți sau nechipzuiți? Acesta este rostul parabolei. Oare ce le-a caracterizat pe fecioarele înțelepte? Știți ce le-a caracterizat? Înainte de toate, au luat în serios venirea surprinzătoare a Mirelui. Era o tradiție, fecioarele acelea care mergeau să întâmpine pe Mire, să fie ca noaptea aceea, în orice moment, că Mirele putea să vină în orice clipă. El decidea când va veni împreună cu Mireasa pentru a începe ceremonia anunții. Nu știm exact de ce n-au luat în serios acest lucru, bănuind doar. Atunci când au aflat că aceste fecioare mergeau la mai multe nunți, au fost la mai multe nunți înainte, uneori erau plătite, alteori erau la prieteni și mergeau și asigurau ceremonia aceasta, dar se pare că anunțile la care au fost până atunci, Mirele a venit destul de vreme. Toți mirii de la nunțile la care ele au fost până atunci, au venit de vreme. Ce le-a jucat feste acestor fecioare a fost statistica. Au făcut niște statistici și s-au tăiat și au zis toți mirii de până acum au venit până la ora aceea, așa că avem suficient în lemn ca să stăm cu ei la masă. Așa va fi și de data aceasta. Au pierdut în vedere un detaliu foarte semnificativ. Nimeni nu știe când va veni Mirele în noaptea aceea. Dragii mei, în aceasta a constat înțelepciunea celor înțelepți. Că ele au luat în serios. Deși au fost la mai multe nunți,
Și mie revenise de vreme, cam în același timp, ele nu au mai socotit faptul că era o tradiție. În noaptea aceea, în orice moment, mirele ar putea veni. Poate să bubi mai mult, poate veni de vreme. A doua caracteristică a fecioarelor înțelepte a constatat faptul că nu au investit cu zgârcene pentru a fi la nuntă. Ce înseamnă aceasta? Logica celor necheltuite a fost și mirele acesta va veni de vreme, care o să împrăște bani, să risipim bani. Așa că suntem gata, vom fi pregătite și vom sta și noi la nuntă. Alte cuvinte, au nesocotit detaliul venirii surprinzătoare a mirelui și au investit cu zgârcenie pentru a fi la nuntă. Adică s-au gândit că e limita ca noi să fim acolo și pe baza a stabilirilor că mirele va veni de vreme, au ieșuat. A treia caracteristică a fecioarelor înțelepte a constat în faptul că au știut că este o limită până la care le pot fi de folos celorlalte. Răspunsul pe care l-au dat fecioarelor nechipzuite atunci când au venit și au zis, dați-mi și nouă din îndelemnul nostru, în orice altă circunstanță, de a fi numit egoism. Da? Imaginează-ți că vii să-i spui unui frate, dă-mi și mie, pentru că tu ai hrană, dă-mi și mie din hrană și te spui, nu, uite și cum poți. Cum te numești, fratele? Zgârcit, egoist. Cum poți să mănânci? Cum poți să nu-ți pasă peste de mine? E, acestea sunt numite înțelepte. V-ați întrebat de ce? Pentru un singur detaliu pe care îl spune aici. Și-au dorit atât de mult să fie la nuntă, încât au știut că dacă în încercarea de a ajuta pe celelalte, s-ar putea să nu intre nici ele. Și-au dorit atât de mult să fie, încât au zis, nu putem să ne compromitem prezența la nuntă. Au zis, duceți-vă și cumpărați-vă la acest. Au știut că este o limită. Dacă depășim limita aceea în generozitatea noastră pentru celelalte ficioare, s-ar putea să nu intrăm nici noi. Au fost înțelepte pentru că au știut că este o limită până la care le pot fi de folos celorlalte. Dragii mei, cam astea sunt răsăturile fecioarelor înțelepte. Aș vrea în seara aceasta să ne punem în fața acestora și să ne întrebăm dacă vedem cu înțelepciune sau dacă suntem vreodată în echipzuiții care pretind că ei așteaptă pe Domnul. Dar viața lor este departe, care este acasă. Suntem ca fecioarele acelea, împreună dintre trăsăturile noastre care denotă faptul că nu suntem gata. Nu ne dorim cu adevărat să fim la Domnul. Ar trebui să se schimbe ceva în viața noastră. Vă rog ca Dumnezeu să ne dea har în seara aceasta. Și ne dă, să știți, faptul că ne dă ocazie să auzim mesajul acesta este harul Lui. Amin, amin. Ne dă ocazie să schimbăm starea noastră. Să devenim fecioare înțelepte. Să-L așteptăm pe El. Aș vrea să ne luăm pe rând. În primul rând, acei care așteaptă pe Domnul cu înțelepciune sunt cei care iau în serios faptul că nu vor ști momentul întâlnirii cu El. Nu vei ști când te întâlnești cu Domnul. Sunt două moduri în care poate să aibă loc această întâlnire. Fie prin plecarea ta la El, fie prin venirea sa la noi. Nimeni nu va ști când este ziua și ceasul acela. Le spune, stai adică, frate, că am puțică. Părinte, spune, stai adică, frate, nu e așa. Că Domnul ne dă semne. Domnul ne vorbește niște semne. Și dacă noi suntem atenți și urmărim semnele acelea, dragii mei, oricine a spune, eu nu voi abdica de la asta, pentru că o spune Domnul. În versetul 36 din capitolul anterior spune, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dragul meu, oricine e, sunt niște probleme pe care teologii le ridică la această afirmație și spun asta contrazice a tot știința din Hristos. E adevărat.
Încearcă să-l salveze, poate, cuvintele de Hristos, să spună, atunci s-a autolimitat pe sine pentru că era întrupat, dar de fapt acum știe tot felul de explicații logice. Oameni care nu pot să spună, nu pricep, nu înțeleg, dar așa a zis Iisus și El e Dumnezeu. Sunt lucruri, dragii mei, despre care ar trebui să putem face așa. Nu mai cât de deștept să credem. Sunt lucruri în care să spunem, Dumnezeu a zis așa și eu nu pricep, dar cred. Aleluia. De aceea ascult și iau ceea ce a spus Hristos. El a spus despre ziua aceea nu știe nimeni, dragii mei. Nici fiul, nici îngerii. Și așa cum a spus, sunt din ce în ce mai mulți care cred și stau liniștiți, spunând că mai este, mai este. Dacă e vorba de întâlnirea cu El, sunt oameni care cred, sunt tânăr. Sunt tânăr, mai am timp, sunt bine cu sănătatea. Lucrurile nu stau așa de bine. Alții gândesc că Domnul nu m-a venit în curând, singurul motiv pentru care mai așteptăm pe Domnul cu ardoare este să nu îmbătrânim. Era o cântare pe vremea noastră, nici de cum, niciodată, tinerilor, noi nu vom îmbătrâni. Că răbirea e aproape, clipa ei în floarea vieții o vom primi. Se transmitea cântarea aceea că, de fapt, noi îl așteptăm pe Domnul ca să nu îmbătrânim, să nu murim. De groaza morții. Sunt și astăzi care zic, nici nu treabă, frate, crezi că e aproape Domnul, parcă sunt semne care ne spun asta. Și m-am prins că mulți dintre ei nu le dor de Domnul, e frică de moarte. A trebuit să le spun una la altă, dragilor, de ce mi-e frică nu scăpați? Pentru că n-ar trebui ca noi să nu avem o percepție corectă și despre moarte. Moartea este un vrășmaș, nu trebuie să-l iubim, așa spune Pavel. Cel din urmă vrășmaș care va fi nimicit, va fi moartea. Nu trebuie să-l îmbrățișăm. Nu-i ascultați pe cei care spun, nu vă temeți de ea, plăceți-o cu un vrășmaș nu duci. Pe un vrășmaș ai o singură șansă să-l iubești. Dacă vrei să scapi de el, trebuie să-l iubești. Și în fața morții, dragii mei, nu trebuie să o plăcem sau să ne împrietenim cu ea sau nu. Un vrăjmaș nu trebuie să te împrietenești. Pe un vrăjmaș trebuie să găsești calea, să cunoști calea în care să-l biruiești. Și calea de a birui este să-l ai pe Domnul vieții. Aleluia! De ceea ce a biruit Domnul. Așa că încetați să mai asociați momentul întâlnirii Domnului cu Domnul de aceasta. Nu altul trebuie să fie motivul pentru care ne dorim să vină și să spunem, vină, Doamne Iisus. Dorința de a sta în prezența Lui, de a fi acolo cu Domnul. Ajută-ne, Doamne. Așa că, dragii mei, nu ar trebui ca noi să gândim și să credem că știm noi când ne întâlnim cu Domnul. Indiferent ce ne le-a spus lucrul acesta. Și cei ce vrei să spună că, frate, sunt semne care le spun, dragii mei, acei ce spun asta, ei nu înțeleg cum funcționează semnele în sistemul iudaic. Atunci când un rabin venea și vorbea despre un lucru care se va întâmpla în viitorul îndepărtat, cei ce ascultau spuneau, spune-ne ceva ce se va întâmpla imediat. Și noi te vom crede și despre ce ne spui că se va întâmpla în viitorul îndepărtat. Așa funcționa semnele aceia. Când i-au cerut un semn lui Iisus, mi-a spus, vă dau un semn. Așa cum Ioan a stat în pântecele peșterului, 3 zile și 3 nopți. Fiul omului a stat în inima pământului. Apoi, va ieși afară. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus, dacă se va împlini așa cum vă spun eu, să știți că eu sunt Mesia. Tot ce am spus eu se împlinește. Semnele acelea nu transmiteau când vine Domnul. Nu ne transmit când vine Domnul, ci că sigur va veni. Nu se rostul semnelor, să le spună când, ci că sigur, Doamne, așa funcționează să toate semnele despre care aceștia ne spun, vor vorbi de războaie și vezi de războaie, ciume și molime, cu tremure de pământ, toate semnele acestea erau, de fapt, în acord cu așteptarea falsă a iudeilor, a evreilor. În eschatologia lor, ei n-au putut niciodată să înțeleagă vremea Harului.
coexistența împărăției lui Dumnezeu și împărăției întunericului, împărăției celui rău. În gândirea lor, eschatologia era liniară. Când va veni Mesia, se va pune capăt veacului celui rău și va începe veacul cel nou. Asta n-au început. Și Domnul a încercat să le spună. A încercat să le spună prin pilda Neghinei. Griu și Neghina e o perioadă când vor fi împreună. Când vor exista. Mereu le-a tras atenția că nu e așa cum ei gândeau. Și acum când le dă semne, se referă la ce așteptări aveau ei. Ei interpretau profețiile Vechiului Testament. Cele care se refereau la faptul că la venirea împărăției va fi pace mondială. Lupul și negrul vor paște împreună. Din armes vor folosi fiară pentru plumb. Și ei gândeau, când va veni Mesia, când va veni împărăția, se va înceta orice violență împotriva poporului lui Dumnezeu. Știți că aceasta a fost problema lui Ioan Botezătorul. Când a trimis pe ucenicii să îi se întrebe, merge să întrebați, el este? Dacă este el, eu de ce sunt captivul lui Ioan? Pentru că atunci când vine împărăția, noi ne așteptăm să nu mai fie violență împotriva noastră, a poporului lui Dumnezeu. Să se termine cu acestea. Și Domnul a spus, în așteptarea, în față de așteptarea lor greșită, veți auzi de războaie și vești de războaie. Cu alte cuvinte, Domnul a spus, dacă nu se va împlini cum așteptați voi, ci cum spun eu, să știți că tot ce am spus eu este adevărat și se va împlini, ai Domnul. Așa funcționau semnele. La primul război, cel care a fost în anul 70, evreii trebuiau să spună, Iisus a avut dreptate. El era Mesia. Că nu s-a împlinit ce am așteptat noi și ce a spus el. Din păcate, ochii ne-au fost închiși. Așa cum Domnul a plâns pentru ei în ziua când a intrat în Ierusalim. Dacă ai cunoscut vremea cercetării tale. Dar acum este ascuns pe ochii de Iisus. Dragii mei, semnele nu știm când va veni Domnul, ci că sigur va veni. Așa că a vedea cu înțelepciune înseamnă a lua în serios că nu știu când te vei întâlni cu Domnul. Nimeni nu-ți va spune. Nimeni nu poate să-ți spună. Și dacă încearcă să-ți spună, e înșală. De aceea, întrebarea mea pentru noi în seara aceasta este, câți dintre noi am venit cu această stare în seara aceasta? Care dintre noi am plecat de acasă spunând, Doamne, merg în seara asta la biserică și îți mulțumesc. S-ar putea să fie ultima seară. Când se ajungând aici, a spus, Doamne, ne facem un mare pas. Că în seara aceasta putem să stăm în prezența ta la închinare. Nu știm dacă va mai fi o altă ocazie. Sau să pun altfel întrebarea. Cum ar fi fost starea ta în biserică în seara aceasta? Dacă în gândul tău permiteai acest adevăr, că Domnul te va întâlni în ceasul în care nu te gândești. Dacă ai fi gândit, dacă ai fi crezut că seara asta poate fi ultima ta seară, cum ai fi cântat la închinare? Cum te-ai fi rugat la închinare? Ați auzit oameni care gândeau și spuneau, și noi ca și copii ne gândeam uneori în copilăria noastră, dacă am ști că vine Domnul peste două săptămâni, nu mai facem nimic, nu am postăm și rugăciune. Cum ar fi fost viața ta și cum ar fi fost starea ta în biserică, dacă ai fi luat în serios faptul că s-ar putea să nu mai fie altă ocazie? Următoarea întrebare este, câți dintre voi aveți siguranță că veți mai avea o ocazie? Eu nu. S-ar putea să fie ultima ocazie. A vedea cu înțelepciune înseamnă a lua în serios faptul că devine credin Domnul. Că nu te gândești. Poate că veți gândi și voi ca cei ce au gândit, dar de ce ne lasă Domnul din lumea asta? Am întâlnit oameni care au zis, nu se poate, eu nu cred că Dumnezeu ne lasă așa în ceață, pentru că noi suntem fire. El a venit să se reveleze, să ne reveleze lucruri, da? A venit să reveleze pe sine, să ne reveleze adevărul care ne duc la mântuire. Vreau să vă spun ceva. Dacă cineva prin absurd ar ști că este întâlnirea lui cu Domnul, el n-ar putea să fie mântuit. Ar fi asta.
Când am înțeles asta, mi-am dat seama și am putut să spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-a spus ziua aceea. Dacă cineva, așa cum gândeam noi copilărește, prin absurd, dar știi că peste două săptămâni vine Domnul și nu se mai duce la lucru și nu mai face nimic pentru altceva decât să se preocupe de starea lui spirituală, ce credeți că îi va spune Domnul dacă va veni? Știți ce? Citeți când vine capitolul anterior. În capitolul anterior, Domnul vorbește despre pilda unui ispravnic pe care stăpânul l-a lăsat peste casa lui. Ispravnicul acela a aflat că nu vine stăpânul. Și nu și-a mai trecut dată el. N-a mai dat la slujba, n-a mai văzut de casă. Când a aflat că stăpânul se întoarce, s-a schimbat ridicat, tot era în regulă. Ce credeți că îi spune stăpânul? Ascultați ce îi spune. Stăpânul robului acelui va veni în ziua care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi prețul ce se creșterea dinții. Dacă prin absurd ai ști când este acea întâlnire și acela este motivul pentru care tu te bucăiești, Domnul îți va spune, ești un fățarnic. Soarta ta va fi soarta fățarnicilor. Înțelegeți ce ne ascunde aceasta? Pentru ca noi să putem fi mântuiți după criteriul său. Și criteriul său este să-l alegem pe el, fără a amesteca în alegerea aceasta motivații de teamă. Așa cum s-a întâmplat cu acesta. Criteriul după care Domnul ne alege, ne mântuiește, este răspunsul nostru la chemarea sa. Îl găsim în Romanii, capitolul 9, versetul 11. Acolo apostolul Pavel pune o întrebare despre cei doi fii gemeni, sau și iată. Dumnezeu l-a ales pe unul, l-a ales pe cel mai mic, înainte să facă bine sau rău. Dumnezeu l-a ales pe cel mai mic. De ce? Și spune acolo criteriul. Nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, este în traducerea noastră. De fapt, sensul acolo este, criteriul lui Dumnezeu este prin răspunsul nostru la chemarea sa. Domnul ne dă mântuire pentru că noi credem că El este Salvatorul care ne iubește și că ne cheamă și ne spune, veniți, primiți mântuirea Lui. Orice se amestecă în aceasta, ne face imposibil de a primi mântuirea sa. Dragii mei, e în favoarea noastră că Domnul ne ascunde acest lucru. Pentru noi îl ascunde. Ca noi să putem să fim mântuiți. E repet, prin absurd, dacă cineva ar ști, nu poate fi mântuit, pentru că nimeni nu va ști. Dumnezeu este credincios. Și nimeni nu aștept. Așa că mă rog ca Dumnezeu să ne vină cuvintele în seara aceasta. Haideți să-i mulțumim pentru că ne ascunde. Domnule, să mulțumim. Criteriul după care El ne mântuiește este răspunsul la chemarea Lui. Este ca atunci când te duci într-un orfelinat și dorești să înfiezi un număr de copii. Criteriul tău este, îi voi învia pe toți copiii care mă aleg pe mine ca tată. Ăsta ți este criteriul. Ăsta e criteriul lui Dumnezeu. Răspund la invitația, la chemarea sa. Și imaginați-vă că vor veni un număr de copii, se vor numi de tine și vor spune, noi te alegem ca tată. Vrem să mergem cu tine. Și înainte de a pleca, vine cineva să spună, stai un pic. Ea lua pe copii ăștia, dar vreau să vorbesc ceva cu tine. Ești nedrept, față de ceilalți copii. Păi lua copii ăștia uiți, tu că ea frumos a rămas acolo, voi te-ai faci cu ei. Tu nu ai nicio problemă, pentru că tu spui, știi ce? Eu nu am venit să iau copii frumoși. Eu am venit să iau copii care mă aleg pe mine ca tată. Și ăștia m-au ales ca tată. Și s-ar putea să vină cineva să spună, ești nedrept, pentru că ai luat copiii noștri. Uite, de-aia deștepți, au rămas acolo. Ăștia să ia mai retardați, să ia mai proști. Și tu i-ai luat pe ăștia și i-ai lăsat pe ei acolo. Le spui, nu, eu am luat, după criteriul, și ăștia m-au ales pe mine ca tată. Și ăștia m-au ales ca tată. Aveți vreo problemă? Nu vezi nimeni nicio problemă. El a spus, acesta este criteriul meu. Și imaginați-vă și mai știi că vine cineva și spune, ești de drept, că ai luat copiii răi. Ăștia te-au înjurat și s-au scos limba când ai venit aici. Și printre cei pe care tu i-ai luat, sunt exact pe ea. Pe ea i-ai luat. Și pe ea cu minții i-ai lăsat amul. Și nu ai nicio problemă, că tu spui, nu am o problemă, pentru că eu am alt criteriu. Eu am venit
se aleg să fie a ei, pe cei care mă aleg ca tată. Și ăștia mă aleg ca tată. Dragii mei, asta e criteriul lui Dumnezeu. Motivul pentru care nu-ți spune și nu vei ști când vine El este ca să poți fi mântuit pe criteriul acesta. Este cel pe care îl spune Domnul în Ioan, capitolul 1. A venit la Isaia și Isaia nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă pe Fiul al lui Dumnezeu. În seara aceasta ai har. Că Dumnezeu vrea și îți dă har să poți fi mântuit cu criteriul acesta. Îndrăznește să-i spui, Doamne, îți mulțumesc. N-am fost nici frumos, nu-ți deștept. Nu-ți bun. Și mă privești pe mine. Nu știu de ce. Asta a fost alegerea ta. Asta este criteriul tău. Nu pot decât să-ți mulțumesc. Și să-ți spun, sunt gata în seara aceasta. Nu știu dacă va mai fi o chemare ta. Nu știu dacă va mai fi o strigare ta. Dar în seara aceasta, pentru că mă iubești atât de mult și vrei să fiu și eu copilul tău, astăzi vreau să devin copilul meu. Dacă ești aici în seara aceasta, și încă nu ai răspuns aceste întrebări, e timpul să o faci. Nu știi dacă le mai dat acolo. Nu știi dacă vom fi altă chemare. Este posibil să fie ultima pasiune. Este posibil ca Domnul să-ți spună vină la mine. Sau este posibil ca Domnul să vină și să fie împreună cu El. Îndrăsnește să pleci prin înțelept. Alegându-l cu El. A vedea cu înțelepciune înseamnă lor serios venirea surprinzătoare. Și asta înseamnă a fi gata acum, astăzi. Dacă auzi chemarea lui, nu ți-e vorbi, spune că poți să nu ți-e vorbi inima, dacă astăzi auzi chemarea lui. Din ce în ce mai mult auzi mesaje care ne spun cât de mare e îndurarea lui Dumnezeu, fără să ne spună și finalul. Da, avem pilde în care Domnul spune, că mijlocește Dumnezeu și spune, mai lasă și anul acesta, dar nu se termină acolo. Dacă nu, îl vei tăia. Harul lui Dumnezeu este nespus de mare pentru noi, dar nu ne limitat. Vine o zi în care va fi prea târziu. De aceea, vedea cu înțelepciune, înseamnă să iei în serios faptul că Dumnezeu astăzi îți dă și ție ocazia să fie al lui. Îndrăznește să-i spui, vreau și eu să fiu altfel. Poate că te-ai gândit la criterii mai sofisticate și poate ai gândit că să fac nu știu ce, trebuie să fiu ceva, trebuie să mă gândesc ceva, nu mă gândesc. Ce așteaptă Domnul de la tine este să răspunzi chemările. Dincolo de aceasta, El este cel ce va face în viața ta, schimbările pe care le aștepți. El va face în viața ta transformările pe care le aștepți. Plecăm, înțeleți, în seara aceasta, însă și dacă refuzăm să mai investim cu zgârcenie pentru a fi în împărăție. Ce înseamnă asta? Din ce în ce mai mult întâlnesc oameni ca păstori care vin să mă întrebe, frate, cât e acceptabil să vin la biserică? Eu m-am gândit să vin din dimineața și cândva în timpul săptămânilor, când am auzit întrebările astea, am încercat, am văzut doamna să înțeleg semnificația. Măi, ce înseamnă întrebarea asta? Știți care a fost concluzia? Oamenii ăștia au început să gândească, îmi doresc să fiu și eu acolo în împărăție, unde zic, după ușa, împărăție. Te rog, spune, frate păstor, care e minimul pe care trebuie să-l fac ca să ajung acolo? Eu numai asta îmi doresc. Spune, poate numai că nu spun, nu vreau să risipim. Nu vreau să-i zicesc timp și să... Au, spune, cât e acceptabil, cât trebuie să vin la biserică ca să ajung în cer? Știți ce le spun? Poate că e bine să nu mă ghide. Așa Dumnezeu te va ajuta să înțelegi ce înseamnă binecuvântarea aia fiind voastră. Și le mai spun, hai cu mine în vizită la sora Elin, care este o soră care de 18 ani este paralizată în patru. Și care i-am dus primată biserica și programul ăsta, ridica mâinile sus și a zis, Doamne, dacă m-am pus să mor, că mi-am dorit atât de mult să mă văd pe față. Îți mulțumesc că mi-am văzut măcar pe calea asta. Dragul meu, ai început să investești cu zbucenie. Ai început
să-ți cântărești cât faci pentru Domnul. Alții vin să întrebe, frate, cât e acceptabil să dau la biserică? Unii zic că 10%, alții că mai puțin, alții că mai tu ce zici? Și le-am spus unora, pentru că am înțeles că e aceea semnificație. Întrebarea lor. Frate, nu vreau să niștipez bani. Muncesc pentru ei, e greu. Îți spune cât trebuie să dau, că vreau să fiu acolo în împărăție. Dar vreau să dau minim. Nu vreau să niștipez bani. Și a trebuit să le spun, nu mai dați deloc. Că vă pierdeți și bani și împărăție. A trebuit să fiu sincer. Și am îndrăznit să le spun, uitați că Dumnezeu are nevoie de banii voștri. Uitați că biserica are nevoie de banii voștri. Le-am spus, dacă eu, păstorul vostru, voi veni vreodată să vă spun că biserica are nevoie de bani, dați că biserica are nevoie să mă trimiteți la primar. Eu am luat ora asta. Singurul motiv pentru care Domnul ne cheamă să dăruim este să recunoaștem că El este izvorul resurselor noastre. Aleluia, aleluia. Nu este întâmplător că ne-a cerut lucrul acesta. Nu este întâmplător că a zis să dăruim procentual. Pentru că atunci cel ce are puțin nu este împovărat. Și cel ce are din greșul este scutit. Ne-am învățat să apreciem greșit dărnicia oamenilor. Noi slujitori. Vine unul cu 10.000 de euro, cu orice generos eu mă stau. Bă, câți bani a dat la biserică? Și vine unul cu 100 de euro și zice, mă, a luat și 100 de euro. Fără să ne intereseze cât a mai rămas. Când Domnul a apreciat dărnicia, el nu a fost interesat de cât a dat cineva. Și de cât a mai rămas. Când văduva mea a dat doi mânuți, a zis, ea a dat cel mai mult. Pentru că a dat tot ce mai avea. Ca să nu să trăiască. Dragii mei, am început să ne înșelăm. Și suntem fecioarele chipzuite pe lângă mentalitatea noastră. Noi am început să credem că investim prea mult în Dumnezeu. Am început să ne facem socotele. Și socotelele noastre sunt greșite. Suntem în situația tânărului bogat care nu știa cine e, ce are și ce vrea. Așa suntem noi. Nu știa cine e, dar crezut că e bun. Și Dumnezeu a spus unul singur lucru. Că acela nu ești. Acela este Dumnezeu. A crezut că știe cât îi valorează bogăția, n-a putut să renunțe la ea. A crezut că e foarte valoroasă. Și nu era atât de valoroasă. Și a crezut că știe ce vrea. Și n-a știut ce vrea. N-a știut cum valorează viața veșnică. Că dacă ar fi știut, n-ar mai fi stat nici o clipă pe loc. Domnul mi-a spus, vinde tot ce ai și rămâi părinte. Așa e? Nu așa spune textul acolo. I-a spus, vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea o comoară în cer. L-a pus în fața unui test a unui om de afaceri. Vedeți? Om de afaceri? Haideți să-ți continui o afacere. Vinde tot ce dă săracilor și schimbă comoara aceasta cu viața veșnică pe care o faci. N-a putut, pentru că n-a știut când valorează viața veșnică. Dacă ar fi știut când valorează viața veșnică, n-ar fi stat nici o clipă pe loc. Ar fi făcut ca cel care s-a dus și a vândut tot ce are ca să cumpere o țaină. Pentru că a știut că acolo este o mare bogată. Ar fi făcut ca cel care s-a dus și a vândut toate mărgăritarele ca să cumpere pe unul. Pentru că a știut ce valoros este. Dragă mea, tu cum este? Înțelepciunea sau nechipzuit fața? Că cântărește lumea seara ca asta. După cum investești în împărăție. Dacă încă n-ai aflat ce înseamnă împărăție, dacă n-ai aflat încă ce înseamnă viața veșnică, tu încă investești în degeaba. Tu încă te întrebi și măsori cât să fac. Cât să fac cumva să ajung și eu acolo. Dragii mei, cei ce știu, cei ce au înțeles ce înseamnă împărăția, ei nu mai investesc. Domnului se pare că ești pe celălalt. Poetul Traian Dos a compus o poezie inspirată din Epistola către Galateni, capitolul 5. Versetul care spune, împotriva acestui lucru, nu este legi. Poezia lui spune că n-ai iubit, vei plânge la tău, dar n-ai să plângi, că ai prea iubit. Că n-ai făcut, vei plânge la tău, dar n-ai să plângi, că ai prea iubit. Că n-ai slujit, vei plânge la tău, dar n-ai să plângi.
asta înseamnă deosebire. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu ar trebui nimeni să gândească, fără să greșească, că efortul pe care el îl face pentru împărăție e prea mare, prea greu, că risipește. Dacă ai ști cum valorează împărăția, nu ai nicio fel de lege. Spuneam, vine seara, cel mai bun test, ca să știi, dacă ți este limite de valoarea împărăției, este ce faci în fața compătimii. Ce faci când cineva te compătimește? Când vine să spună săracul de tine, noi ne ducem la plimbare doar repetiții. Așa ți-a trebuit, dacă îți trebuie cânta pe tot. Ce faci când vine să spună săraca de tine, trebuie să vin la biserică. Când vine la plimbare, la bol, tu trebuie să vin la biserică, așa îți trebuie dacă te-ai copil. Ai puterea să spui, nu sunt săracă. Mie mi s-a întâmplat că o soră, observând slujirea mea, la un moment dat a zis, frate, dar mai pot și la școală, și la biserică, și la spital, și la vizită, în casă. Și a zis, săracă de tine. Și a zis, stai. Vreau să știți ceva, nu sunt săracă. Și a zis, dar nu sunt primit, a zis, dar cum că? Eu știu că nu ești plătit de la biserică. Așa este, dar nu sunt săracă, sunt bogat. Și am băgat-o și mai mult în ceață și am spus să știi că nu sunt nici chiar așa altruist. Nu fac de bine. Că eu nu-l fac chiar până de ce. Și am spus, aștept cu lumea de slavă pe care Domnul m-a trebuit. Aleluia, Mărie Iisus. Nu mă compătim. Dragul meu, când știi că valorează împărăția, nimeni nu te poate compătimi. Imaginați-vă să fii fost creciunul ăla care ți-a vândut tot ce avea să cumpere țara. Și când ai văzut că cumpără scripări, tu sfilează rândul, ce-i cu tine? Când ți-ai vândut și casa și plugul și... Nu mai e mare problemă. Pentru că el știe că comara aceea valorează cu 100 de case. Asta i-a spus Domnului Petru, care s-a compătimit, s-a autocompătimit, și a zis, Doamne, noi am lăsat totuși, te-am luat cu ce ne-am ales. Și noi spune, ești tu, ești tu, nimeni n-a lăsat casă, nimeni n-a lăsat nevastă, nimeni n-a lăsat mamă, tată, frat, surori, și să nu chinească la sfârșit. Dragii mei, până când n-ai înțeles asta, câtă vreme te mai poate compătimi cineva, tu nu ești fecioară înțeleagă. Îndrăznește seara aceasta să-l rogi pe el, să-ți deschidă ochii, să înțelegi cum valorează împărăția. Oameni deschide, oameni se roagă pentru cei din Efes. După ce spune, mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un lucru de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, iar spune și apoi să vă lumineze ochii ca să înțelegeți care este bogăția moștenirii slavei Lui. Roagă-mi seara aceasta pe Dumnezeu să-ți descopere care este bogăția moștenirii slavei Lui. Ce valori să ne cer. Să nu mai investești cu ce. Să nu-ți mai pare mult ceva. Să nu mai accepți ca cineva să te compătinească. Să nu mai accepți să spună cineva săracul de tine. Până să spui adevărul, nu sunt sărat. Te rog, nu mă compătine. În cartea Apocalipsa sunt puse în comparație valorile acestea pe care n-am putut să le lasă până în rugat și după care umblăm noi. Și care mi se pare că le risipim dacă dăm bani. În capitolul 18 sunt prezentate valorile lumii ale Babilonului. În capitolul 18 din Apocalipsa, de la versetul 12, începe cu cea mai înaltă valoare și merge până la cele mai nesemnificative. Începe cu marfă de aur, argint, pietre scumpe, margaritare, insubțire, purpură, mătase, felurite soiuri de lemn, felurite vase de filbeș, vase de lemn foarte scump, aramă, fier, marmură, scurtușoară, mirodenie, mirosne. Și merge până la cele mai nesemnificative. Acestea sunt valorile Babilonului, valorile lumii. Care nu se pare că sunt prețioase. În capitolul 21 este prezentată împărăția pe care noi credem și pretindem. Iată cum este prezentată. Cea mai înaltă valoare din împărăție este descrisă în versetul 22 și 23. În cetate n-am văzut niciun templu,
Pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic ca și miembru suntem în Lui. Cetarea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava Lui Dumnezeu. Și făptuia ei este în El. Cea mai înaltă valoare a curației este prezența Lui. A izvorului din necuvântările. A râmului din care dacă strați sevă, îi aduce roată toată mea. Așa cum am auzit în Psalmul. Este prezent El acolo. Prezența sa în mijlocit este valoare de preț. Numai că nu ne lasă așa. Pentru că mesajul pe care Domnul îl dă lui Ioan este ca să înțelegem diferența de valori. Și de la versetul 18 sunt descrise și alte valori ale împărăției. De la cea mai mare spune, zidul era de iaspis, cetatea de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite de pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi de iaspis, a doua de safir și continuă până în versetul 21. Dacă vreți să afișați versetul 21, apocalipsa 21 cu 21. De ce? Pentru că în finalul versetului este cea mai mică valoare din împărăție. Și iată cum sună asta. Ulița cetății este de aur curat ca sticla străluzită. Ați văzut cum sunt prezentate valorile? Cea mai mare valoare din Babilon, din lume, este praful drumului împărățit. Imaginați-vă să vedeți pe cineva în parcare, scormonind, adunând ce poate, și umplând și buzunarul. Dacă îi mai spune și că e valoros, când îl întrebați de ce, ce ziceți? Are probleme? Și aveți dreptate. Dar, dragii mei, care e diferența dintre acela și un om care pretinde că el așteaptă să fie la munte cu Domnul și își umple buzunarele cu aur, cu euro sau cu alte valori de Dumnezeu? Haideți să rugăm pe Domnul în seara aceasta, să ne lumineze ochii, să vedem valorile acestea, să credem în noi. Ele sunt reale față. Câte vreme investești cu zbucene, ești o fecioară echipuită și ține va spune, nu te cunosc, pleacă de la mine. Cei ce își doresc cu adevărat să fie în împărăție sunt cei ce iau în serios faptul că întâlnirea aceasta va fi în orice clipă. Ei nu știu cum va fi. Că Dumnezeu îi cheamă la mântuire și că mântuirea aceasta prețuiește atât de mult, încât dacă ar da orice, este prea puțin. Pentru cât a vrea să. De aceea, dragii mei, fecioarele neghirzuite au rămas în fară, că au investit cu cei. Și cel din urmă, acta lor a fost că au cerut celorlalte. Și înțelepciunea celor înțelepte a constat în faptul că au știut că este limită. Dragii mei, în așteptarea intrării în împărăție, trebuie să ne cântărim generozitatea în încercarea de a ajuta pe alții să ne. Trăim vremuri în care, din ce în ce mai mult, devenim toleranți față de neprihănirea și curăția oamenilor. Veniți așa cum puteți. Le faceți cât puteți voi. Vă înșelăm. Nimic întinat și spurcat nu mai intra la tot. Bine, am descris de ce. Nu e absurd Dumnezeu. Ci pentru că eu știu că nu ești adecvat acelui mediu, pentru că dacă ești fără pată și fără zbăcitor. Și dacă cineva gândește că intră după ușă, nu va rezista, va muri. Așa cum am spus, cum în pește va muri la proiect să stea adunat. El nu este dacă adecvat mediul acestui. Când Domnul ne cere să fim fără pată, El ne cere aceasta, pentru că numai așa poți să fii în cer, că nu ne-ai șală. Nu dați de gând de lemnul vostru. Nu încercați să le spuneți oamenilor, se poate și așa. Și nu faceți nici greșeală să le spuneți, tineri dragi, nu ascultați când vă spunem noi slujitori, când vă spunem că ce vremuri grele pe izvor. Cât de ispită pe izvor. Internetul ăsta păcătăți și gadgeturile astea toate, și telefoane, și computere, și de toate. Ce mare povară și ce mare dificultatea voastră. Să o credeți voi. V-am mințit. Și v-am lăsat să credem ce cuvință am fost voi. Frații care sunt și ei de vârsta mea vă spună că n-am fost mai cuvință ca voi. Vă facem o mărturisire. Am avut postimile noastre și am avut ispitele noastre. Și astăzi suntem în casa Domnului, nu pentru că am fost mai mult decât voi sau că vremea nu a fost mai ușoară, ci pentru că Dumnezeu ne-a dat har și ne-a umplut cu Duhul Sfânt. Ca să putem să trăim așa cum El vedea.
Nu mai! Spuneți oamenilor, nu mai spuneți tinerilor, săracii de voi, mă, vouă vă este greu, mă, voi nu puteți, nu, dragii mei, nu poate nimeni. Nu mai lăsați pe alții să creadă când vă spun, a, tu ești mai docil, am văzut că parcă nu ești făcută pe toată. Măi, soră, bine ai făcut de la biserică, dar eu nu pot. Eu sunt, nu știu, focus. Și noi o lăsăm așa, nu o lăsăm așa, spune, înșine. Eu sunt Mariană de Dumnezeu. Faptul că sunt aici, îl datorez Harului lui Dumnezeu și Duhului Sfânt, care mă ține. Îndrăzniți să-i primite la cei ce vând de lemn, să-și cumpere. Și nu lăsați să creadă că voi sunteți buni. Dăm din îndelemnul nostru când din ce în ce au început să spună teologi că nu mai trebuie să fie mântuiți musulmani și hinduși. Dacă sunt buni hinduși, dacă sunt buni musulmani, pe căi diferite vor ajunge și în cer. Că nimeni altul nu este în viață. Din ce în ce încercăm să ajutăm pe oameni. Cum să spunem? Cum să fim exclusivi și să spunem că nu vor fi toți mântuiți? Au zis teologii, au început să spună, și ce se face Dumnezeu? Ia lăsați-ne în pace, că Dumnezeu are o dilemă. În ziua aceea, nu va ști cum să dea socoteala celor care n-au auzit Evanghelia și au pierit. Nu are nicio dilemă, dragii. Au pierit în pricina păcatului lor și alegerii lor. Dacă cineva are o problemă, are o dilemă, aceia suntem noi. Că Domnul le va spune limpede. Când vor întreba, Doamne, la noi nu a ajuns Evanghelia, noi cum să fim condamnat la ea. Domnul va spune să întrebăm pe cei care trebuie să mă urmă. Eu am spus bisericii mele, mergeți în toată lumea și promovăduiți Evanghelia la orice făptură. Începeți în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului și duceți-le vestea tuturor. Dragii mei, dacă cineva va avea o problemă, cel care este Dumnezeu. Întrebarea este cum se greșit, ce se face Dumnezeu. Întrebarea trebuie să spunem ce le facem noi. Noi vom avea de dat socoteală. Vom avea de dat socoteală de generație. Vom spune de cei de lângă noi care vă spune ai stat lângă mine și m-ai lăsat să cred că sunt în urmă. Nu mi-ai spus că nu pot să fiu în cer decât dacă sunt curat. Și nu mi-ai spus că nu pot să fiu curat decât dacă îl primesc pe Hristos și dacă primesc Duhul Său ca să mă întărească și să mă sprijinească să trăiesc așa. Vreau în seara aceasta să ne schimbăm. Nu mai dați din numele vostru. S-ar putea să ne intrați în voi. Îi amăgiți pe oameni. S-ar putea să ne intrați în voi în cer. Continuați să spuneți. În cer nu vor intra decât cei fără prihană. Și neprihănirea aceasta nu pot avea nici un om, nici o femeie, decât prin Hristos. Gloria lui Dumnezeu. Prin puterea Duhului Sfânt, care și care sprijinește. Aș vrea să încheiem seara aceasta, cerându-i o rugăciune, Domnului, Doamne. Am venit în seara aceasta aici și nu știu dacă mai este altă ocazie. Dar dacă este ocazia mea în care pot să mă schimb, dintr-unul care așteaptă nechipzuit, dintr-unul înțelept, care va fi cu tine în genoțele, nu vreau să cred că seara aceasta de aici, fără a răspunde chemării tale, convins de iubirea ta. Fără a înceta să mai cred pe ceea ce fac pentru tine, e o investiție, e ceva mult, e ceva greu ce încerc să fac, e ceva enorm de scump ce trebuie să plătesc. Doamne, ceea ce îmi dai Tu e atât de prețios încât nu se poate compara oricât de mare ar fi prețul pe care îl urmăresc. Deschide ochii să plătesc. Amin. Și întărește-mă ca prin Duhul să fiu gata, să fiu cu tine în Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nici eu să nu lipsi. În ziua care El va spune, e vreme să-ți facem.